mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. Mare plăcere. Să ne prezint mașinuța, și anume un hot hatch, da? Sau cum da. Îi spun cei de pe internet, pocket rocket. Ceva de gen. Și anume o Kia Proceed GT. Exact. Spune-ne, te rog, mai multe despre mașină. Mașina, din câte știu eu, vine cu motor de 1.6 benzină. TGDI, le zic ei. Da? 1.6 benzină, 204 cai. Cu turbo, adică. Da. Cu turbo. Am înțeles. Mașina ce an este? 2017 septembrie. Tu ai cumpărat mașina de nou? Da, înțeleg. Da, da. Am înțeles. Foarte interesantă mașinuța și mă uitam primul unghi de cum ai venit. Designul la partea frontală, deci l-au nimerit perfect. Îmi plac mai mult astea rotunjite, așa, nu știu cum. Cred că asta e singurul model de Kia care îmi place și mai e ăsta nou, Stinger-ul GT. Exact. Cred că singurile Kia care îmi plac. Foarte masculină mașina aia, e genială, dar... Și de prima de cum am urcat la volan, din start vezi scaunul ăsta sport, care te țin foarte bine lateral. Și tot din mașină observ că este totul concentrat spre sportivitate. Da, da. Interesant este display-ul ăsta de aici, ce? Da. Ai cumva care... și funcție de EcoBoost ceva? Nu, e un buton de GT care transformă din display digital în analog. Și îți arată și presiunea de la turbină și cuplul. Am înțeles. Da. Mașina aia este, care o conducem noi acum, este în cutie de 6, nu? Da, 6 trepte manuală. Ea vine și pe hidramat? Nu, doar manual. Doar pe manuală. Da. Oricum, mașina ta este echipată destul de sus, nu? Da, nu, am luat-o asta, full, trapă, full, panoramă care... Tot în afară de lane assist, pentru că nu ajută la noi. Da, în afară că nu ajută, nu cred că îl folosește nimeni. Exact. Nu ocolește dacă... gropile. Dacă ar fi un grop assist, ar... Exact. Ce vreau să te întreb? Trapa asta este foarte interesantă, dar am observat, cum ai spus și tu, singur lucru, cum ai spus și tu, care nu-ți place, că trebuie să existe un lucru la orice mașină, spunem asta, sigur. E că nu au pus geam până în capăt. Exact. Da. E puțin enervantă chestia asta, dar e... În același timp îmi place că nu au pus o trapă dreptunghiulară mai mică, dacă înțelegi ce vreau să zic. Da, da, da. Gen. Cum e cu mașina asta de ție, un hot hatch? Să uită lumea, adică, nu știu, particip la evenimente, se duci la curse? Nu prea, n-am luat-o să mă duc să așa, dar îmi place că este mai rară, sincer, de-aia a fost opțiunea. Da, păi eu n-am găsit niciuna, la costată și puțin, nu știu niciuna eu. Exact, mi-a plăcut că e mai rară și se uită lumea, nu înțelege ce, mai ales cu evacuarea. Da, încă o chestie, ce ai făcut la evacuarea aia, că sună foarte tare. Deci, intermediar, am scos rezonatorul și catalizatorul mic. Atât? Și atât. Adică evacuarea în continuare e cea stoc. Cea stoc, absolut tot. Am și catalizatorul mare pe ea. La cât intră să se audă? Un 2000 când intră turbina. Da. Într-adevăr interesant. Mă uimici pe mine și garajul când am făcut evacuarea, chiar mi-a surprins plăcut. Cred că te distrezi tot timpul cu ea. Da, păi da, am și consumă, da. Consumă mult, nu? Da. Cam ce consumă are? În oraș? 15-16 în oraș și undeva la 8 în afară. Păi mă, de scaunele astea sunt ideale. Da, da, da. Ai făcut vreodată drum lung cu ea? Probabil că nu te simți niciodată obosit de scaunele astea. Până la Sinaia. Perfect. Da, se ține foarte bine pe drum. Păi observ și direcția, tot, absolut tot. Da, e... Direcția ai cumva, butoane sau ceva, să o reglezi, să o faci mai sportivă, singură, mai... Singură după viteză, se întărește. Singură, se întărește, da, da, da. Exact. Da. Deci în continuă mai știți tracul asta. Da, e sună foarte bine mașina. Foarte bine. M-am ce vreau să te întreb, cum e cu ea, cu servisarea, cu chestiile astea la ea? E destul de ok sau beneficiezi de 7 ani garanție? 7 ani garanție. Da, și mașina ideală. Motor tot și sincer sunt foarte serios și orice am avut ca întrebare, ca probleme n-am avut. Bun, deci dacă vreodată se hotărăște să o vândă, mai aveți încă 2-3 ani garanție. Da. Fără da. Nicio problemă. Am înțeles că tu ai de jumătate de an, nu? Da. Jumătate de an. Observ că ai făcut destul de puțin kilometri. Da, nu, e doar în oraș, merg. Nu prea... Nimic prea nu s-o scot în afară. Mamă, de sunete... Ți-a mers cu mașini mai puternice, ca și cilindrele mai mare și cai mai mult și nu se auzeau așa. Și tu spui că asta în continuare este evacuarea stop? Oprește lumea la stop și dă geamul jos. Ce motor e? 1.6. Pleacă, domnule, de aici. Da, aici au tenit să nu te creadă, corect. Văd că în continuare mașina vine cu toate dotările care trebuie de lux.
Da. Bă, portul acolo, auxiliare, USB, climatronic, navigație, piele. M-a fascinat faptul că n-are CD, a scos CD-ul, adică gen chiar mi-a plăcut că avansat. Adică doar pe card, nu? Exact, USB, da, Bluetooth. Da, da, e mai greu acum cu CD-urile, toată lumea se contează cu telefonul sau cu... Exact, da. Da, USB-ul și... Da. Da, asta îmi place la ea pentru că au păstrat în continuare și niște dotări de lux. Da, și în același timp mi-a plăcut bordul că este integrat, nu exact. Mai e cu tabletă, cu așa. Da, sunt foarte urât alea cu tabletă. Asta m-a atras iarăși. De obicei, și mașine... că tot bordul este spre o orientat spre șofer. Păi da, este o mașină concepută pentru plăcerea de a o conduce, de asta e și un hot hatch. Da. Oricum mi se pare genial din motor de 1.6. Da. S-a scos și caia aia. Se audă, după ce ai scos tu o intermediară, da, ai scos, adică, nu? Da, exact. Să se audă așa. Nu ne așteptam. Tu te gândeai că se cumpăra o evacuare ceva, nu? Altceva mai frumos, mai deci cutia e perfectă. Da, chiar sunt foarte mulțumit. Treptele sunt foarte, foarte scurte. Da, asta îmi place la nebunie. Adică dacă vrei vreodată să schimbi repede tăi la curse sau nu știu, la orice altceva, da. Nu prea ai cu sala treapta. Au asfalt o chestie interesantă în bord. Îți scrie cumva treapta care trebuie să o dai la anumită turație? Ți-o arată? Gen în economic. Adică dacă vrei să mergi economic... Nu, la un moment dat de acum mi-a apărut de step să dau a treia. Da, adică să mergi cu ea cât să nu intre turbina sau să intre puțin din turbina. A, ea îți arată exact. Gen cum ar fi pentru consumul să, optim. Exact, să nu mănânce tot. Dar nu ești obligat să-i dai. Nu. Am înțeles. E că tu poți să-i dai. Vrei, el îți arată cât e ok să schimbi ca să nu-ți mănânce tot rezervorul. Da, normal. Da. Îmi plac chestiile astea de aici. Da, chiar au făcut ok pianul black, mânere, centru. Tu, în mare parte, ești foarte mulțumit de ea. Da, sincer sunt, mai ales calitate-preț, mi se pare... Când mergi, nu poți să porți o discuție. Păi, asta și-mi place. Da. Până să mă mai... E prima oară, te-am zis, când merg cu... când testăm, de fapt, pentru canalul o Kia. Da. Sperăm să avem un viitor și un Stinger. E tare rău. Să cred motor de 1.6 cu sură. Și cum trage primul rând. Da. Tu ai spus că are 200? 200. Fix. 204, dar eu omit acei 4 pentru că... Cred că ești mai important. Da. Am mai câștigat jumate un cal de la Interghidia. Nu prea cred, da. Mulțumim mult. Mulțumesc pentru plăcerea de a conduce un hot hatch, al doilea nostru hot hatch. Da. Și sper să te așteptăm și data viitoare, probabil când vei vinde această mașină, cu garanție. Da. Cu mare plăcere. Asta e cel mai important, cu o altă mașinuță, la fel de interesantă. Să vedem, cred că următoarea o să fie un hibrid, un automat. Îmi fac tinerețea adică cu asta. Pentru... Da. Ajungi la mașina viitorului, nu? Da. Electrică, probabil o Tesla. Electric, nu. Electric. N-am încredere. Am înțeles. Bun, până data viitoare vă spunem la revedere!